Bună, copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Păturile lui Lin. Mătușa Ruth a crescut într-o țară îndepărtată, pe locul unde locuiește acum. În țara ei de origine, majoritatea oamenilor sunt foarte săraci. Nu au suficientă mâncare, nu au suficiente haine, nici măcar nu au suficientă apă curată. Mătușa Ruth plănuia o călătorie în țara ei de origine pentru a-și vizita familia. Voia să ia ceva pentru oamenii nevoiași de acolo, dar ce ar fi putut lua? Și-a amintit că mamele din țara ei, de multe ori, nu au nici măcar o pătură moale pentru a-și încălzi copiii. Dar mătușa Ruth nu avea decât câteva pături și nu-și permitea să cumpere mai multe. S-a gândit că poate altcineva ar avea cum să o ajute, așa că s-a dus o vadă pe prietena ei, Lin. Lin, ai cumva niște pături pentru bebeluși? Aș dori să donez niște pături luna viitoare când mă întorc în țara mea, i-a spus ea lui Lin. Lin se gândea pentru un moment, apoi a înconvințat. Sigur, a spus ea, cred că mai am niște pături depozitate prin casă. O să le caut. După ce a plecat, mătușa Ruth, Lin a fost foarte ocupată și a uitat să caute păturile. După câteva săptămâni, mătușa Ruth a sunat din nou. Lin, zborul meu este în seara asta. Pot să trec pe la tine să iau păturile pentru bebeluși? Imediat, Lin a căutat păturile pentru bebeluși pe care era sigură că le are pe undeva, dar nu le-a putut găsi. Apoi și-a amintit că dăruise aproape toate păturile. Singurile care mai rămăseseră erau foarte speciale. Lin a luat una dintre păturile speciale și a mângâiat-o. Prietenii ei apropiați făcuseră acele pături moi și drăguțe pentru copiii ei. Lin plănuise să le păstreze pentru nepoții ei. Pentru o clipă, Lin a stat în cumpănă. Apoi și-a amintit că Iisus a spus că atunci când facem un bine altora, lui îl facem. Ar fi dat bucuroasă păturile acelea pentru Iisus dacă ar fi stat în fața scaunului în care el s-a născut. Când mătușa Ruth a bătut la ușa de la intrare, Lin a salutat-o cu un zâmbet larg. Uite păturile, a spus ea, dându-i păturile strânse cu grijă. Mătuși Ruth, aceste pături sunt foarte speciale pentru mine. Sper că vei găsi pe cineva care să le folosească de ele. Luând păturile în brațe, mătușa Ruth a zâmbit și a spus, oh, îți mulțumesc foarte mult pentru că dai aceste pături mamelor sărace din țara mea. Lin știa că nu va mai vedea niciodată acele pături speciale, dar s-a simțit fericită. Oferindu-le pentru a ajuta copiii săraci, era ca și când i le-ar fi dăruit lui Iisus. El ne-a iubit atât de mult încât și-a părăsit frumoasa casă din ceruri și a devenit un copil sărac și neajutorat în lumea noastră. Mătușa Ruth știa că lucrul acesta l-a făcut fericit și pe Iisus. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!